Noaptea de sâmbătă a fost una lungă și plină de neprevăzut pentru bucureșteni. Multe spectacole, cluburi arhipline, dar și razii cu polițiști înarmați. Dar să le luăm pe rând, căci avem ce povesti. S-a lansat în muzica mare odată cu participarea la X Factor, iar astăzi Alexandra Crișan face furori în Occident cu vocea sa. Știu că ați cântat și cu Ștefan Bănică Junior. Mi-a fost mentor Ștefan, da. Mi-a fost mentor, am cântat și în concertele lui, am rămas în continuare prieteni. Da, un artist de la care bănuiesc că ați avut de învățat, nu? Foarte mult am avut de învățat de la el, da. Și el a fost primul om care mi-a spus că dacă vreau să fac ceva ca să mă mulțumesc doar pe mine, trebuie să mă aștept la foarte multe piedici. Și un bărbat șarmant, curtenitor? O fi fost. La noi a fost relația profesională. Da, știu că chiar dacă aici n-ați urmat, n-ați avut o carieră explozivă, dumneavoastră cântați muzică gospel? Da, în principal muzică gospel când. Apoi blues, soul. Bănuiesc că sunteți de religie ortodoxă? Nu, sunt neoprotestantă, de religie neoprotestantă. Și cum se împacă, nu știu, timbrul vocal noastră cu muzica gospel? Păi muzica gospel este o muzică creștină, în principal neoprotestantă, deci se pupă. Mai ales că mie tot timpul spune lumea că am o voce de negrese, deci e de acolo, Big Mama. Aveți un băiețel în vârstă de? De 6 ani, da. 7. Divorțată? Nu, liberă pentru totdeauna. A, deci nu a fost căsătorită, a fost așa o relație de iubire. În detalii așa, de lăsat la o parte astea, trecut e trecut. Dar tăticul se implică în creșterea copilului? Nu, sunt ok, eu cu fiul meu suntem ok așa. A, tăticul pe drumul lui, mămica cu copilul. Da. A, și nu avem nicio pretenție de la tătic. Nu. Suntem ok așa cum suntem. Vă mai vedeți, mai vorbiți? Din greșeală. Ne vedem din greșeală. A, și v-ați îndrăgostit tot din greșeală? Acum, na, poți să spui că a fost o greșeală. Lumea mondenă a rămas șocată după ce anul trecut, la sfârșitul lunii octombrie, Flavius Nedelea, fostul iubit al Anei Maria Prodan, a fost arestat într-un dosar de prostituție în care apare numele lui. Bine v-a regăsit, domnule Flavius Nedelea. Cum vă simțiți? V-ați stabilizat emoțional, psihic, după încercările prin care ați trecut? De salut, Horaciu? Da, a fost ca o lecție de viață. O lecție în care am putut să învăț anumite lucruri și când spun să învăț, spun să am avut ocazia să vezi cum este la pușcărie nevinovat, pentru că am ajuns acolo total nevinovat. E mult pus pușcărie în arest. Așa cum am declarat din prima secundă, n-am avut nicio legătură cu faptele care au făcut obiectul acestui dosar. Deci n-ați trecut prin episoade traumatizante, mă refer cu colegii de celulă? Nu, sub nicio formă. Singurul episod traumatizant a fost în momentul în care m-am trezit cu dicotul la ușă, știindu-mă nevinovat și habar neavând de ce sunt ei acolo. Am aflat după 12 ore pentru ce am fost ridicat de acasă. La ce oră v-ați trezit cu poliția la ușă? La 3 dimineața. La 3 dimineața, dar din câte știm, la celebru din că au stat până la 6 la poartă. Probabil doamna procuror și cei de la Dicot au considerat că sunt mai periculos decât Dincă în momentul acela. Știu că a stat 62 de zile în arestul poliției. Am stat, Horatiu, 62 de zile, da, în arest. Am fost arestat pe secția 19, 62 de zile. O săptămână am stat în arest la domiciliu, după care am ieșit pe control judiciar pe cauțiune. Deci ați plătit cauțiune? Da, am plătit cauțiune, da. În valoare de cât? Cauțiunea a fost în valoare de 100.000 de euro. Da, m-ați blocat. Da, și eu am rămas blocat, la fel ca și tine. Vis-a-vis de aceste rații sentimentale, sunteți poate puțin mai neîncrezător în femei? Nu au nicio vină femeile cu care am fost vis-a-vis de subiectul ăsta. Mă gândeam că poate cineva de sus să vă infiltreze o femeie în așternuturi. Păi, culmea, lucrul ăsta s-a și întâmplat. Dicotul a avut ofițeri sub acoperire, și femei și bărbați. Și ce crezi?
toate persoanele care au lucrat sub acoperire la acel dosar spun că nu m-au văzut niciodată și că nici măcar nu am venit odată să deschid ușa, să zic bună seara, să plec. Adică inclusiv ei, cu toate